Berbec, încercați să vă alungați dispoziția proastă, descurajarea și deznădejdea ca să puteți rezolva măcar o mică parte dintre problemele adunate. Tower, cumpătarea și prudența par să nu vă caracterizeze azi și aproape că nu vă puteți abține fără să faceți observații acide celor din jur. Ar fi cazul să fiți mai temperați. Gemeni, în prima parte a zilei aveți impresia că toată lumea este împotriva voastră, dar ar fi bine să vă calmați, căci doar voi puteți schimba situația. Rac, nu este indicat să urmați sfaturile unei persoane care nu vă cunoaște suficient de bine. Fiți atent la ce vi se spune și gândiți-vă bine înainte de a lua o decizie. Leu, azi este recomandat să fiți concentrați pe ceea ce aveți de făcut și să nu vă implicați în proiecte periculoase. Fecioară, este momentul să ieșiți din zona de confort și să încercați și alte activități, nu doar cele pe care le faceți zilnic. Balanță, este o zi potrivită pentru a comunica cu oamenii apropiați, prieteni și partenerul de viață. Dacă vreți să le spuneți ce credeți despre ei, iată că acum puteți să o faceți. Scorpion, în prima parte a zilei reușiți să rezolvați toate problemele, iar superiorii voștri apreciază asta. Săgetător, ar fi bine ca astăzi să fiți mai prudenți decât de obicei. Sunt persoane care abia așteaptă să greșiți. Capricorn, astrele vă recomandă să analizați bine persoanele înainte ca să vă faceți o părere despre ei. Nu criticați înainte să fiți siguri de ce spuneți. Vărsător, e o zi fără griji și probleme, iar această liniște vă ajută să meditați asupra evenimentelor care s-au produs în viața voastră și să vă faceți planuri de viitor. Pești, este o zi perfectă ca să vă perfecționați din punct de vedere profesional. Familia este aproape și vă oferă sprijinul necesar.